Dă-te, Emily, de acolo că trebuie să o întoarcem. Aici, deci, în față noi am pus așa, pe Veronica și pe... I-am pus pe Veronica și pe Mariana. Îi vedeți că îi stau în față, da? Stați că îi vedeți imediat. Iată, el e șoferul, ea stă aici. Bun. Nu, ați înțeles ideea. Ia, arată-ne tu, păi nu știm. Ia, arată-ne tu. Deci, Veronica stă aici. Veronica stă aici. Nu este semnul întrebării. Aici cine? Aici e semnul întrebării, șoferul. Semnul e șoferul, da? Aici stai tu, aici e Veronica. Bun. Da. Mai departe. Are portbagaj, da, semnul întrebării nu era acum, deci nu stătea nenea, gelul nu stătea. Da. Mai departe. De unde vrei să continuăm? De unde a rămas cu pană, nu? Ai făcut pană. Deci ați făcut pană. Da. Am făcut pană acolo. Pe roata de dreapta spate. Putem să o demontăm dacă vrei. Putem să o demontăm. Nu putem. O lăsăm așa. Okay. Costă mult mașina. Deci, practic, nu mai era roata asta. Da. Așa, tu să te-ai în față. Da. L-ai sunat pe prietenul tău, da. Gelu. Da. Vine gelul încoace că am făcut pană. Am femeia în spate. Vine gelul. Ce s-a întâmplat din momentul ăla? A venit vezi, gelul. Aici e gelul. Vezi ce faci cu el. Da, gelul, mai aduceți o mașină când nu mai avem, nu suntem pregătiți. Așa. Deci, zi-mi ce a făcut gelul. Zicem că asta e mașina cu care a venit gelul. Schimb de mașină. Da, asta e mașina lui gel. Gata, toată lumea este jos din mașină. Pe unde o dai jos? Asta este o mașină nouă și acum vă duceți. Voi de... Asta e mașina lui gelul. Gata, am resetat. Am luat roata de aici. Da. Șoferul la mașina respectivă care are pană, da, a plecat cu gelul. Mașină. Ăsta e gelul. Ăsta e gelul. A plecat cu gelul. Șoferul. A plecat cu gelul la vulcanizare. Sub repare roata. Și ai rămas tu în mașina lui gelul? Nu, în mașina care o aduceam pe Veronica. A rămas cu mașina. Rămas doar voi doi. Mașina a rămas în stradă mașină. Acolo. Mașina a rămas în stradă acolo, după cum ziceam. Apoi trebuie să revenim din nou la mașina asta unde ați rămas voi doi. Păi aici am rămas, n-am plecat cu cealaltă mașină. Păi da, dar nu pune domnul semnul întrebării. Sunteți voi doi, da? Da, toate semnele alea, acum ești tu cu Veronica. Pe mine nu mă interesează șoferul cu gelul. Mă interesează voi doi, ăștia au plecat la vulcanizare. Voi stăteați în față sau în spate? Veronica era în spate. Mut-o înapoi pe Veronica în spate, că am amețit-o, săraca. Așa. Veronica era în spate. Așa. La care eu eram jos. Unde jos? Afară? Jos, lângă mașina. Am pus triunghiul în spate, în față. Așa. Am asigurat mașina, era în mijlocul străzii. Așa. Și? Veronica, la un moment dat, primește un telefon, cred că de la el. Așa. Nu știu de la ce. Și? Acolo, și tu deși mi-a luat telefonul și te era când e la mine. Și acum vine treaba. Stai un pic, așa, și? Acolo, după ce a primit telefonul ăla. Să vedem noi. Da. După ce a primit telefonul ăla, parcă a luat foc, parcă adică a fost ceva care a săltat-o în aer. Și a zis, hai acasă. Vai, că eu vreau să plec acasă, că nu știu ce. Păi da, dat și jos, tu unde dai voi? A dat jos în câmp acolo. Deci eram unde am făcut pană. Asta e cu mașina cu pană, da? Între ce sate ați făcut pană? Între Popeni și Zorleni. Între Popeni și Zorleni, atenție, da? Între Popeni și Zorleni, ei au făcut pană. Bun, Veronica se dă jos și erați amândoi afară, și? Da. Veronica se dă jos, panicată, vai că eu plec pe jos, că plec acasă acum. Așa. Așa, a plecat, a dat-o ea la fug, sărea în fața mașinii. Eu mă duc după ea. Da. Măi, Veronica, ce-ai pățit? Stai așa, ce te-a apucat? Vai că mă bate, că mă omoară. Cine, măi? Bărbatul. Nu, tot așa, nu vrea, zic, vă leu, trebuie să plec acum, neapărat, urgent. Măi, calmează-te, că avem pană. O, ce se întâmplă? Explică-mi ce s-a întâmplat, că nu te bate nimeni, nu se ia nimeni de tine. Într-un final, s-a calmat un pic, i-am explicat, vine. Dacă mai înșpuiet o mașină. Auzi, vreau să trecem, adică nu pot să trec peste faza asta, dar nu vreau să intrăm în detalii. Când spune Veronica, și ești sincer cu mine, că tu ea ai fi încercat să o dezbraci. Când ai venit în spate, lângă mine, era încuietă mașina. Că avem o problemă. Deci, ori a coborât din mașină și te-ți amândoi. Deci acum erați amândoi afară. Când ai încercat să o dezbraci? Ori erați amândoi în mașină și încercai să o dezbraci. Deci n-a fost aici, deci nu nicio aici treabă. Da, când? Hai, aici jucam fugăritea pe câmp. Fugăritelea. Bă, Veronica, este așa că vrei să sari prin fața mașinii. A venit echipajul de poliție și a zis, domnule, s-a întâmplat ceva aici. Era în spate aici, era portiera între deschisă. Puteai să aduci probii. Ia uite, mă, vrea probe, acum că nu e așa. De ce e împotriva cuvântului tău? Lasă, stai un pic. Dar, Marian, tu de ce voiai să o oprești dacă ea ți-a spus prima dată... Stai puțin. Dacă prima dată ți-a spus că ea fuge de la bărbatul ei, că o bate, că nu înțelege, că nu mai vrea să rămână cu el, da? Așa. Și acum când tu ai văzut-o că ea era panicată, că voia să se întoarcă acasă, la fetița ei, la bărbatul ei, de ce insistai să rămână cu tine? Că era... Pentru păi că nu insistam, ce era să fac? Să ducă... Spuneai mai devreme că ție ți-a venit ideea cu domnul Gelu în timpul acelei pene. Da, până la pană. Până așa, și la poliție, ce s-a întâmplat? Lasă la poliție, aici continuăm unde rămăsesem aici. Da, hai, Veronica, continui. În mașină, tu afară?
stai așa un pic. Stați un pic, că de prea multe. Deci, ea a zis că vrea acasă. Tu ce ai zis? Veronico, nu te duci acum acasă, că e mult de mers și e noapte și e frig. Da, stai să reparăm pana și te duc acasă. Da, și ea ce a făcut? După aia s-a calmat, i-am explicat cum stă. Da. Iar a primit un telefon după ceva timp, era pe sistem telefonic. Așa. Cum primea telefon, cum s-a activat. Păi m-a sunat să bărbatul meu. Și tu de ce mi-ai luat telefonul? Păi și unde vrei tu să te duci din nebună? Prin câmp. Păi zanz, să mă duci înapoi. Cuvintele. Păi și ce vrei să fac? Dar nu mă interesează. Dar cu ce vrei să ducă? Cu elicopterul? Pana a făcut-o pe șosea. Cum spui că era în câmp? Era între două localități. E asfalt acolo? E asfalt, dar e câmp și stânga și dreapta. Asta mă refer, câmp. Că printre păcușoaie, adică. Plus că e circulația de asta între câmp. Stai așa un picuț. Domnule, faza când ai încercat tu să o dezbraci, când? Păi n-are nicio treabă aici. Deci când n-are nicio treabă, cum să n-aibă nicio treabă? Eu eram în spate și tu de ce ai venit? Să-mi dai pantalonul jos? Nu era aici, în spate, la pan. Nu, eram plecată pe lună. Stai. Păi da, să-i spui în față. Tu ce fata ai acolo, fată? Stai un pic așa, stai să ajungem. Deci, mai zi o dată. Deci după ce, într-un final, se calmase, a venit, a venit gelul cu roata. Da. Se calmase, ceva. Mai faci, mai din grup pic, dacă stați să zică și el. Ce a zis, îi place fata? N-a zis nimic, a zis că dacă e serioasă și-i cu minte. Tu ce ai zis, e serioasă și-i cu minte? Păi nu i-a mai zis atunci, mai zis am ce discutat. Am continuat. Așa. Ah, bun. Am schimbat roata, am plecat la Bârlad. Am ajuns la... Ați plecat la Bârlad. Cine erați în mașină? Pune tu. Când ați plecat, cine era tot în spate? Eu, șoferul și Veronica. Veronica în spate. Păi Gelu unde a plecat? A venit cu cealaltă mașină. Eu, șoferul și Veronica, mașina lui. Așa ai un pic, măi, că nu te-am mutat acolo. Păi, am plecat la Bârlad cu aceeași mașină, da? Deci, dar după ce când au pus roata, tu de ce m-ai mutat în mașină la Gelu? Măi, unde când am pus roata, ai zis, nu te-ai urcat și tu în spate, dar spune drept, omule, lui Dumnezeu. Păi lasă-mă să termin să zic drept. Ce să mai spui drept, mă? Dar tu ce te bagi, ai fost tu acolo? Noi n-ajungem să terminăm seara aia, haideți odată. Explică tu, vino tu aici și explică dacă ai fost acolo. Păi ce tot te bași dacă bă, nu știi? Fii atent. Vrei să afli sau nu vrei să afli? Pic, oricum ți s-a dovedit în față că... Ce s-a dovedit? Te înșală de față cu tine și acum gata, tu te activezi. Vezi de treaba ta. Așa, ați plecat și... Am plecat cu mașina după care am schimbat roata. Aceeași mașină care am luat-o pe Veronica. Am ajuns la Bârlad la non-stop. Gata, te rog. Am ajuns la Bârlad la non-stop acolo. Da. E în intrare un non-stop. Așa. Am întrebat-o pe Veronica. Cum te-am întrebat, Veronica? Zi acum sincer. Ia, cum m-ai întrebat? Hai, zi sincer, cum te-am întrebat? Hai, spune-i tu dacă ești mai deștept. Nu-i vorba deștept. Pa, hai, sincer, te-am întrebat. Vrei ceva de la magazin, n-a Veronica? N-am spus nimic. N-ai spus nimic? Nu. Dar ce-o zis că vrea? Prăjiturele măgura, ce salea? Prăjiturele măgura. Scuze. Da, am înțeles, asta vrea fata, măgura. Așa, mi-ai zis că vrei un suc. Este? N-am spus așa. Te-ai dus și ai luat, ca un domn. I-am luat. S-a dus. Între timp, șoferul care a mers cu mine, l-a sunat. Nu știu cine l-a sunat, soția lui sau nu știu cine l-a sunat. Așa. El a trebuit să plece acasă. Și v-ați mutat cu toții în mașina lui Gelu. Hai, Veronica, dă-te jos. Așa. Nu, hai, nu ne-am mutat acolo. După ce am luat nu, alea... Nu, m-am mutat în portbagaj. Uite așa să ți-o spui. Așa. Tu râzi, Iarele? Da, eu ce să fac? Eu mă uit la el că... Nu, era de jos. Da, eu ce să fac, doamna Mirele? Eu cred că tu erai în portbagaj, Iarele, de tot, știi de asta. Da, eu cred că tu erai în portbagaj și tu știi tot. Bun, cum era. Da. Hai, știu. Mai departe. A plecat omul acasă, Gelu. Nu șoferul. Gelu, șoferul. A plecat acasă. A plecat acasă, așa. Dar Gelu... Tu ai rămas cu Gelu și cu Veronica. Da, în spate. Veronica. Așa. Nu. Deci de la IRB, de la non-stop, iarăși începem de la capăt. Hai, zi, vedem, dată că terminăm emisiunea, zi. De la non-stop am plecat undeva la grădină, da? Că prietenul meu a zis, băi, lasă-mă în pace cu prostii de astea, eu plec acasă, tu mai luat acasă, ofer, n-am eu treabă cu voi, ce faceți? A plecat, s-a speriat și el, șoferul. A plecat, plecat acasă. Am rămas voi trei, mai departe, tu, Gelu și Veronica. Așa. Acolo Veronica în grădină a început să zic în felul următor. Băi, ai Veronica, grijă, ce s-a întâmplat? Ce zici? Vezi că e ora la care nu poți vorbi prostii. Da. Chiar dacă ați făcut prostii, nu spui, zici altfel. Am întrebat așa, măi, Veronica. Ce se întâmplă până la urmă? Mergem acasă, te duc acasă, ce faci? Nu, ai spus că mă duci așa acasă. De ce m-ai dus în satul Ceala? Contra... Ce vrei să faci? Lasă-mă să termin. În satul Ceala. Da. Așa. Pică te-am întrebat frumos. Măi, ce faci? Mergem acasă, ce se întâmplă cu bărbatul? Ai zis că... Ia. Da, gata, că nu mă mai sună. A început iar să distrez. Se simțea bine acolo. Așa. Unde era? Dar într-o grădină? În grădina publică. E un restaurant acolo. Ai, în parc? Da. Ah, bun. Așa. La care ea la un moment dat, voi, dar nu vreau să stau aici, că bărbatul meu cunoaște nu știu pe cine, pe aici, și mi-e frică. Dacă mă vede și mă bate. Bărbatul meu cunoaște.
și mie. Așa. De ce nu recunoști? Auzi, de m-ai întrebat, Pia, tu zi varianta ta acolo la capăt. Că bărbatul mi-e cunoaște pe aici și mi-e frică de el. Vreau să mergem într-un loc mai retras. Ia, un loc mai retras. Ia, și mie. Unde te-ai dus? Bagă mișini, bagă! Am fost la Băcani. Am plecat spre Băcani. Băcani ce e asta? Alsat? Acolo, unde a fugit ea. Toți trei cu mașina? Așa. Eu, Gelu și Veronica. El era în spate. Era în spate, lângă mine. A dus la Băcani. Gelu conducea și voi doi în spate, ok. Bun, te duci la Băcani, mai departe. Pe drum. Așa, mai departe. Da, în mașina lui Gelu, așa e. Pe drum am discutat iarăși. Veronica, uite, ăsta e Gelu. El e băiat serios. Așa. Și nu ți-a spus. Da, știu că ne-ai spus așa că este Gelu. Și eu ți-am zis că nu merg la el? Păi acum știi că ți-am zis că este Gelu și ai zis că nu mergi la el, în fin. El e Gelu, faceți cunoștință. Da, el e Gelu muncitor, și să mă aducă și, dar tu să fii serioasă. Ce înseamnă ce tot face aici? Zi ce se întâmplă cu bărbatul tău, te bate sau ce se întâmplă cu el? Da. A, dar nu, că nu mă înțeleg bine, dar... Da, vreau până la urmă la Gelu, dar nu știu cum să fac cu actele. Ia o ținea cu actele. Măi, nu ținea nimeni, n-are nimeni dreptul să-ți țină actele. Așa. Dar tu pentru și drept să vii la soțul meu să-mi iei actele. Pentru și drept să te auzi și eu. Hai, te ascult. Ca să te măriți cu Gelu. Da. Păi eu vreau să te ascult. E prostia ta, mă, băieții. Așa. A, tu erai zii por băgat, departe, da. Zi mai departe, zi. Am plecat spre Băcani acolo. Așa. Ești recalcitrat. Tu ești. Deci după, eu am o întrebare. Mirela, iartă-mă, dar eu chiar nu înțeleg. Treaba cu pantalonii jos. Are și păi acolo ajungem. Da, la Băcani. Jos. Acum ajungem în satul Băcani. Zi. Aha. Hai, cu Veronica, iar era pe existență. Zi cu pantalonii. Am ajuns acolo. Așa. La Băcani. Am ajuns la un izvor. Fierbea motorul la mașină. Am să luăm apă. Era un izvor acolo. Gelul s-a dat jos. Aveam în spate un bidon mai mare. Bă, dar gelul s-a săracul urma bun din muncă a fost în seara asta. Repară mașina, pune roata, adă apă. Păi nu i-a dus femeia pentru el sau pentru tine? Că văd că tu ai stat numai păi cu femeia da, dar acolo pe banchetă vorbeam... și gelul a muncit. Păi acolo vorbeam despre gelul, bun, dar Veronica a început duci, iar să distreze. Să duci gelul după apă. Tu rămâi cu Veronica. S-a dus gelul după apă, la care Veronica a început. Vai, dar vreau să mă distrez. Și-a dat jos un pic blugița. Recunoaște. Și-a dat jos un pic blugița. Stai un pic, o zis mai urât cum ai zis tu aseară. Dar trebuie noi să punem, să ne cerem scuze. Adică a zis direct, ți-a zis direct că ea vrea să așa, da? Da. Bun. Și ce s-a întâmplat? La care am încercat, îs băiat. Ai încercat? Da. Bun, stop. Până aici. Până aici. Aici publicitate, doamnelor și domnilor. Din momentul în care s-a adus gelul după apă cu două bidoane și au rămas ei pe bancheta din spatele mașinii și ea a zis că vrea să se dezbrace și și-o da cămașa jos, ce continuarea după publicitate. Dar am rămas în momentul în care s-a dus bietul gelul să aducă apă de la izvor. Ce vă trebuia vouă apă de la izvor pe 5 ianuarie noaptea? Nu știu, dar voi știți mai bine. Am repetat. Fierbea motorul. Bă, dar numai ghinioane cu mașina aia. Ba pană, ba fierbea motorul. Vine poliția. Păi nu, că aia era altă mașină. Altă bun. Mașină. Tu rămâi cu Veronica în spatele mașinii. Pe bancheta din spate. Da. Ce se întâmplă? Acolo iar era fericit, vesel, gata, vreau să mă distrez. Adică ea ți-a spus, e clar că vrea să, așa, da? Da. Bun, cu tine. Unde da. Spus așa? Eu când am văzut că așa, am încercat câți băiat. Mă, că nu este nicio registrare. Așa, zi. Am încercat câți băiat. Între timp a primit telefon, iarăși. Ai încercat că ești băiat. Telefonul mi era închis. Da, dar tu cam ce ai fi mai ai primit să... telefon. Să-l sune pe bărbat să între timp. Ai încercat la ea, acolo a venit faza cu pantalonii. Da. Între timp sună telefonul. Da. Nu mai era când telefonul. A sunat telefonul. Deschis omul ăla lui Dumnezeu. Nu mai minci, lasă-mă era să termin. Închis. Mă lăsați să termin sau? Stai. Era închis. Ia să vedem ce zici tu, Marian. Stai un pic. Deci după ce a primit săptămâni să spui Veronica, nu te supăra. Vine omul pe banii lui, pe trenul lui, pe troleul lui de la Blăgești. Să-l ascultăm. Tu 3 săptămâni ai vorbit tu. Te rog. După ce a primit acel telefon, iarăși a început să panicheze, să facă ca nebună acolo. Eu când am văzut că iarăși face așa, da, m-am retras. M-am dat frumos din mașină. Dar între tu timp, cum te-ai băgat, ca să zic așa, dacă știai că ea era pentru prietenul tău Gelu? Păi eu am mai avut o aventură cu ea înainte. Normal că știam. Adică știai că vrea, adică cum ar veni. Da. El vroia să o dea lui Gelu cu instrucțiunile de folosire. Și ți-a și spus ea că vrea cu tine. Da. Tu ai încercat. M-a zis că vrea să distreze acum. Așa, ea s-a panicat. S-a panicat și când am văzut că iar a început să țipi, vai, că nu știu ce, că vreau să ajung acasă, gata, m-am ridicat. Între timp mă chemase și Gelu. Haide să mă ajut să ridicăm și bidonul de apă. Era jos, acolo unde era izvorul. Nu minți că tu ai zis că te duci după el. Și am fugit. Măi, mă, lasă, termin sau ai vorbit
Te-ai dus să duci bidonul cu apă? M-am dus lângă gelul acolo. L-am ajutat să ridice bidonul de apă. Ia între timp, cât am venit eu cu bidonul de apă să băgăm în portbagaj asta, o fugit. Am băgat bidonul în portbagaj, mă uit în mașină. Bă, gelul, dar unde-i Veronica? Da. Cum, mă, că era acum aici, în spatele la portbagaj? N-are, mă, cum? Unde-i? Unde eram în spate? Măi, te-am strigat, pe unde-i la tu? Când te-am strigat, te-am căutat. După ce am strigat... Da, să scap de tine că mă chinuiei. Și tu vrei să mă dezbraci. Auzi, hai să spun și eu o întrebare. Și unde mă dușei? Bun, și ea a plecat. Stați așa, ea a plecat singură. Tu te-ai dus după ea? Da, am căutat-o chiar timp de vreo 20 de minute. Și te-ai mai găsit-o? Am fost și mai în față și stânga, dreapta, și strigat. Dar n-ați văzut-o doar cât să pui un bidon cu apă pe bagaj? Păi n-a văzut-o, era capota ridicată, de-aia n-a văzut-o. Nu știu pe unde s-a dus, și în momentul ăla a trecut un alt om cu mașina. Tu i-ai spus să te ducă acasă și el a spus că te duce la poliție. Da. Și la poliție a intrat doar tu ca să dai o declarație. Da. Și în acea declarație tu ai spus că nu ai nimic de declarat împotriva lui Marian, că nu te-a violat. E adevărat? Hai zi. Da, că nu știam ce să... Că n-a fost viol. Și la bărbat tu acasă te-ai dus și i-ai spus că el te-a violat. Ai fost la poliție și ai declarat că te-a violat, dar poliția nu face nimic. E adevărat? Când tu, de fapt, polițistul, i-ai spus clar că n-a fost niciun doamna viol. Doamna Mirela, poți să intervin un pic? Te rog. Când s-a întâmplat atunci, pe 5 ianuarie, tu nu știi. Poate știi, poate nu știi. Pe mine, la 2 noaptea, m-a sunat poliția de la Bârlad. Așa. Și știi ce mi-a zis poliția de la Bârlad? Așa. Îl cunoști pe... Marian? Așa. Și eu i-am spus, domnule, nu-l cunosc. Dar zic, ce s-a întâmplat? Păi trebuie să vii să dai declarații. Nu vin eu acum. Tu știi că eu a doua zi eu am fost la Bârlad? Și? Așa. Nu știu, și la Bârlad i-am lămurit în felul următor. Că ce? Nu mi-a citit declarații nimic. A dat, domnule, a fost aici. Nevasta? Nevasta și neculiță Maria. Așa. Nevasta a zis că a adus-o poliția, da, aici, nu știu. Și el o plecat de acolo. Ce scria în declarația nevestei? Tu ai întrebat-o. Păi și tu vrei să o întrebi azi, după o lună? Ia uite-te la ea și o întreabă. Nevastă, ce scrie acolo? Ce scris în declarație la poliție? Dar n-am scris eu. Scris. Păi cine o scris? Dar ce-ai dictat tu să scrie? Ce? Că te-a violat sau nu te-a violat, Maria? Te-a violat sau nu? Îți mai spun o întrebare. Te-a violat sau nu? Zi, da sau nu? Sau a fost tentativă? Păi și atunci, cum? Ce-a fost aici? Ce-a fost aici? Și tu, în primul rând... Hai, Viorel, dacă tu nu ai grijă de ea, nu-i oferi afecțiuni și asta. Normal că ea pleacă. Ia zi, Veronica, că-ți oferă el afecțiuni, fii sincer. De ce te duci tu la azi? Ia uite la mine. Da, că el o ține la mine. O ținut la tine? Cât ți-e frică de el acum? Uite, da, la mine. Da, mi-e frică de el. Veronica, uite în ochii mei și zi asta. Da, mama, uite în ochii mei și zi asta. Ascultă să-ți mai spun eu una. Și cu asta eu închei. Dar de ce intervii tu? Lasă-mă să vorbesc cu ea. Băi, ai vorbit cu ea, destul acum să vorbesc. Păi n-am vorbit cu ea, că văd că tu vorbi. De zici că te-am violat pe tine, nu pe ea. Stai un pic, dar dacă tu erai omul ăla pic, cu capul pe unii... Da, puteai să mă duci acasă când așa era mașina. Tu-ți dădeai seama. Băi, Veronica, uite la mine. Uite în ochii mei și zic... Și tu de ce n-ai vrut să mă duci acasă înapoi? Măi, Veronica, uite la mine. De ce n-ai vrut să o aduci acasă înapoi? Mă lași un pic să-ți arăt ceva? Mă lași un pic să-ți arăt ceva? Nu te mai da șmecher, că voi ați luat-o să o duceți la prostituție. Asta nu a fost casă. E gata, de acum când auzi de vasului, toată lumea duce la prostituție. Eu cred că tu duci la prostituție. Ce zici, mă? Că duci la prostituție. Stați un pic acum, astea sunt niște acuzații grave. Eu zic să nu le faceți dacă n-aveți probleme. Păi de ce spui asta că el o duce? Băi, băiatule, fii atent. Păi el vorbește aiurea, nu mă lasă. Lasă-mă un pic să-ți arăt o chestie. Mă las sau încerc cu gura? Viorele, nu te băga, iartă-mă, dar ei doi au avut o relație. Acum... Viorele, o fie a nevastă ta, da. Dar ei și eu au avut două relații. Stai, Veronica, un pic. Uite la mine. Veronica. Și zici sincer. Are grijă Viorel tine, dar sincer. Da. Cum? În ce sens are grijă? Cum? Dar vrei să-ți dau și multe explicații acum. Dar nu, tipă, vorbește frumos. Ca. Cum are grijă de tine? Mă, nu te mai... Dar și te interesează pe tine. Bun. Cum are grijă de mine? Explică, cum are, uite, are grijă așa. Explică tu cum are grijă. Ți-am spune acum și fac cu el în dormitor. N-ai vrea și multe... De asta, zic cum are el grijă de tine. Stați așa, nu e o oră adecvată pentru treaba asta. Hai să vorbim lucruri așa. Tu ce vrei să spui? Că ea ți-a înșelat că are atâția bărbați. Crezi că ea chiar îi are?
sau dacă are, e din cauza că nu are acasă un bărbat care să-i dea atenție? Da. Păi, dar bărbați, da, cum, 3 din Cârjani, 2 din Blăgești, câți? Ia. Nu știu câți, n-am... Deci din Cârjani, din Blăgești, tu de unde ești? Din Igești. Din Igești. Și câți mai sunt câțiva pe la Bărlat? Câte sate sunt în jur acolo? Îs multe. Îs câteva, nu știu. Bun. Ori 3. Acum că un blăș pe la Bărlă, dar înseamnă că acum media. Cu toată comuna, cu doamna Mirela, eu nu înțeleg nimic. S-a întreabă pe nevastă ta, pe ce? Mă, cum acum? Deci de la Blăgești, Bărlat, Băcani, Cârja. Nu. Cât sunt? Stai, că acum vreo săptămână și ceva în urmă, erau 7, parcă mi-aduc eu bine aminte. Dar acum cât sunt? 20, 30? Da, Marian, uite, te întreb și eu ceva. După tot ce ai auzit tu de la Veronica, atunci când ți-a povestit despre toți acești bărbați, tu încă ai dorit o relație încă credeam cu ea? Că, încă credeam acel lucru, că pleacă de la Viorel, pentru că știam că nu era așa și dacă era într-adevăr așa... Da, dar ea îți spusese de acei băieți. Păi da, îmi zicese de acei băieți a doua oară, asta e ideea. Adică în timpul ăla de un an, adică la început am crezut că poate ți s-a făcut cumva faptul că o cunoșteai din școală. Că eu te-am întrebat și ai spus că Veronica era un copil, o fată retrasă, o fată la locul ei. Da. Și că poate te-ai gândit, ok, s-a măritat cu un bărbat, ăla o chinuiește, o bate și așa mai departe. Asta e clar că s-a măritat să scape de nemorocire. Dar tu înainte ai spus, s-a apucat să-mi povestească de toate aventurile ei. Eu te întreb, tu chiar și așa auzind, încă ți-ai mai dorit să te duci la Bârlad? Când ea spunea, uite, mă sună soțul, eu am un copil acasă, mă duc acasă, tu ai continuat drumul cu ea. De ce vreau să te întreb și eu? Păi am considerat, după cum v-am zis, cu gelul, despre gelul, cu să ia pe gelul. Dar pentru ce să mă duci la el acasă? Pentru ce? Aia este motivul. Zis, mă, pentru vrei ce? Să te mărit. Păi gelul, dacă toată, să mă mărit gelul în toată seara aia a avut rolul de cărăuș de apă. Adică să-ți aducă ție apă să nu îți mai fiarbă motorul. Băiatul lui ăla nici nu i-ai spus, uite, ea e Veronica. I-am spus și era și ea când am discutat toți trei. Hai că vom continua imediat discuția. Bun, Veronica, e clar că știi acum, Viorel, că tu ai mai fost și cu alți băieți, ce le scriai, știm și noi că mulți dintre ei ne-au arătat mesajele. Eu te întreb așa, momentul în care tu în acea seară ai plecat și ai mințit că te duci la magazin, repet, el, Marian, zice că vreo 2 ore au trecut între momentul în care tu ai plecat la magazin și momentul în care el te-a luat. Deci unde ai fost vreo 2 ore, asta nu știm. Nu a fost nicăieri. Eu te întreb așa, dorința ta de a le scrie băieților, de a-ți da întâlnire cu ei, de a le da poze cu tine goală, de a le dansa dezbrăcată în fața... Da, știu. Le știi. Da. Fapt, ce, adică de ce te-aș crede pe tine în seara asta când spui că el minte și nu l-aș crede pe Marian care spune că tu l-ai chemat, că vrei să pleci de la bărbatul și vrei să fugi de acasă și te duci la altul care are condiții. Și știi de ce te întreb asta? Pentru că a venit un nei ca nimeni, să mă ierți, în sensul că nu-l cunoșteai de nicăieri. Băiatul ăla, Liviu, pe o bicicletă din Ploiești și te-ai și dus cu el la benzinărie de față cu bărbatul tău, care era pe la baie pe aici. Și când te-au prins colegii mei, le-ai spus că tu vrei să divorțezi de Viorel. Adică îi spui unui străin că te duci cu el, după aia nu te-ai mai dus că omul nu avea condiții, a zis că n-are unde să stea. Altfel, cred că te-ai fi dus. Nu. N-are bicicleta banchetă în spate. N-are bicicleta banchetă. Problema e că ai zis că vrei... I-ai spus colegului meu, avem înregistrare, vrei să mai dăm o dată? Am dat o dată. Știu. Că tu vrei să divorțezi de Viorel. Adică de ce nu i-ai fi zis unui coleg de bancă pe care îl știai de atâția ani, cu care ai mai și avut o relație intimă, că vreau să divorțez la Viorel și să merg cu tine sau du-mă la gelul care are condiții. Pentru că până acum, trecutul tău, cel puțin de 3 săptămâni de când noi tot avem declarații, ne arată că tu ai mințit. Înțelegi ce spun? Ție ți este rușine de soacră ta, de socrul tău, de sat și mai ales de Viorel și ți-e frică că tu n-ai unde dormi, de-aia nu-i poți spune lui Viorel că poate tu nu-l mai iubești de mult și că ai râvni sau că ți-ai dori o viață lângă un alt bărbat? Nu, eu tu n-ai unde dormi, de fapt, aia e problemă. Te-ai măritat cu Viorel, că n-aveai unde sta, dar gândul tău a fost mereu la o altă, vreo mare iubire, vreun bărbat care să vină să te răpească și să fugiți amândoi, să trăiți aventura vieții? Nu. Și atunci
te-a întrebat și doamna psiholog pe pauză. De ce le scriai băieților și chemai să vină să te ia sau să dea întâlnire de când bărbatul era acasă? I-a scria ție. Asta e întrebare. Și el mi-a scris mie, se recunoască. Păi știm că am scris, că am vorbit. Știm asta. Dar zi de ce? Eu te întreb pe tine de ce, lasă-l pe el de ce. Pe tu, pe tine de ce? Că tu ai venit să-l acuzi pe el de viol, nu invers. Deci, acum înțeleg eu, doamna Mirela. Ia, ce înțelegi, Viorel? Nu mai Viorel, ce înțelegi? Ce? Acum cam îmi dau eu și înțeleg. Ce? De săptămâna atunci l-a început altfel, altfel. Nu știu. Da, înțeles că există și satul Cârjan în... Și probabil că dacă am mai întreba, am face un pic geografia locului, așa. În nume de băieți. Și tot mirăm atâta. Eu, bă, Mirela, ca să spun sincer, prins foarte multe mesaje. Mie îmi pare bine că, așa cum zice moșul în roată, revenou anul muton. Adică am venit de unde am plecat și ceea ce era interesant. Pentru că dincolo de machiajul Veronicăi și Viorel dansând prin... Este vorba totuși de o chestie foarte serioasă. După părerea mea, este vorba de o chestie foarte serioasă. Iar tu, dacă te duci și o reclami... Aveam de gând să fac dacă asta, te duci și o reclami, dar la îndemnul la... Scuză-mă, dar s-ar putea ea să aibă... Dar el ar fi putut să o reclame pe ea pentru ce? Păi pentru mărturie mincinoasă, de exemplu. Da, dar ea n-a mărturisit la poliție, că nu, asta e. Nu, a mărturisit public aici. Da, dar ea la poliție... Păi nu, noi am luat la bastoane, aduți aminte, am luat la bastoane, poliția când Vaslui, da. Păi cazul celor 7 care au violat-o pe fată și le-a dat drumul. Nenorocire. Biata fată. Adică... Care biata fată pune, dispare pe câmp. Am vrut să fac acest lucru, sincer, dar mi-a zis și ai mei și altcineva și... Bun. Am zis să o las așa. Viorele, dar numai un pic, că tu începusești să spui, dar nu mai e timp acum, că de pe la începutul anului ea ți-a mai spus ție ce? Deci, la început, când a venit și m-a anunțat amic că ar vrea să plece, dar eu am zis, bă, eu știu ce... Hai că ne mai zici. Bagajele, că ne-s